Hai noroc, băi, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta nu va filma Laur, o să filmez eu, Gianni, ADV, aveți canalul meu în descriere și mai multe informații. De ce fac chestia asta? Deoarece Laur are niște probleme personale, suza zgomotul, l-am scăpat ceva pe jos și m-am decis să filmez eu. Nu o să țin acest episod foarte mult, o să-l țin câteva minute, un minut, două, trei, o să vedem noi. Bun. După cum bine ați văzut intru, am redeschis serverul de Discord de Samp Android. Deci am făcut chestia asta? Deoarece noi avem niște... Avem niște planuri foarte mari cu această platformă de Samp Android în România. O să vedeți ce o să urmeze, nu doar serverul de Discord, nu o să vă spun mai multe informații, că nu vreau să lungesc episodul. Uitați, acesta este serverul de Discord. Ați cereți ajutor, aveți și chat, aveți și tutorial și toate chestiile, anunțuri. La anunțuri o să anunț eu în fiecare zi sau când pot eu ce update-uri s-au mai făcut pe Samp Android și ce o să mai fie, ce o să urmeze, APK-urile, noi și chestiile astea. Nu ne pasă pe comunitatea asta de Samp Android, nu ne pasă pe ce server o să joci sau joci. Gen, dacă tu joci pe un server de ruși, e treaba ta. Aici nu e nicio rivalitate și chestiunea asta. După cum vedeți, nu are nicio legătură cu niciun server de Samp Android din România, din Brazilia sau din alte țări. Noi aici o să vă anunțăm doar anumite chestii legate de Samp Android, ce update-uri o să fie, ce o să suporte, ce suportă, ce nu suportă, dacă îți dă crash sau chestiunea asta, noi o să te ajutăm. De asta am făcut acest server de Discord. Bun, băieți, ce mai avem? Suntem în căutare foarte, dar foarte mare de helperi. Avem undeva nevoie pe la 20-30 de helperi. Și acei helperi nu ne interesează vârsta. Ne interesează doar ca să vorbești limba română decent, să nu scrii ca un analfabet, să te pricepi foarte bine la Samp Android. Deci, dacă nu te pricepi la Samp Android deloc, și nu mă refer la că te-ai jucat tu pe un server și că știi tu joburi și din astea, nu. Mă refer dacă îți dă vreo eroare la joc, dacă îți dă crash, tu să știi ce să faci. Și chestia asta, să ai un limbaj licențios, să nu juri ca Melteanu, să zici, bă, băga-mi așa în gura ta, du-te acolo și fă chestia asta. Nu o să acceptăm astfel de persoane în stafful nostru. Bun, cam atât am vrut să vă anunț eu în acest episod. Vă las link în descriere, uitați. Aici link, vă las link în descriere și tot ce mai trebuie. V-am spus, alegem foarte mulți helperi și chestii astea. Băi, eu am fost Gianni, v-am lăsat, baftă!